Da, păi, după cum vedeți și dumneavoastră, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Și bine o făcut, că ne-am cam urât. Amu și omul, s-ar mai dezmorți o țără. Și apoi dacă tătii slobod la voie bună, mâncare și beutură, el pune mâna și-și cheamă niște prieteni. Pune pălinca pe masă și scoate și oarece de îmbucat. Mai aduce o samă de mândruțe, de-alea frajede și jucăușe. Și nu-l uită nici pe șogurul, care îl mai bun ceteraș, ce știi potrivit toate jocurile pe inima și sufletul ardeleanului. Să facă bine șogurul să-și aducă și drăguța, că doar și noi o cunoaștem. Și când el a și pe ocupat, or fi destui care să o joace și pe ea, nu? Și amucă treaba-i oblă și tomnită, ca să pornească cheful, mai vin vă două, trei soliste, țucule gura lor, că fai mai cântă, de te unge la inimă. Și mi-o zis șogorul că vrea să înceapă cheful nostru cu un joc ardelenesc, ca toată lumea strânsă aici să cânte, să joace și să petreacă așa cum numai la noi în Ardeal poate și. No! Bagă mare, șogure! Dar să nu îl necăjești, că nu știi ce o să pățești, mă. Ardeleanu e om cinstit și harnic și liniștit. Dar să nu îl necăjești, că nu știi ce o să pățești, mă.
moarte omenia, lui îi place și ce spune, aia face. Tată, el îi spune, frate, frate, teste, până la moarte omenia, lui îi place și ce spune, aia face. Și iubește viața cu drag și-o trăiește. Și dacă-i bătuie soartă, anele anul nu s-arată. Să petrece și iubește viața cu drag și-o trăiește.